Legea 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității prevede o creștere semnificativă a birocrației pentru firmele românești. Legea a intrat în vigoare pe 30 octombrie, după ce a fost promulgată de președintele țării. Pe lângă o mulțime de modificări, este specificat faptul că fiecare entitate care emite facturi fiscale trebuie să desemneze o persoană care să transmită toate facturile în sistemul e-factura de la ANAF. De la 1 ianuarie 2024 există obligația să transmită facturile emise pentru livrările de bunuri și prestări de servicii impozabile în România, efectuate în relația business to business, în sistemul național privind factura electronică RO-E-Factura, indiferent dacă destinatarii sunt sau nu înregistrați în registrul RO-E-Factura. Facturile se transmit în sistemul RO-E-Factura în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii, se arată în lege. Firmele care nu respectă noile prevederi vor fi sancționate după data de 1 aprilie 2024 cu amenzi în quantum de la 5.000 la 10.000 de lei pentru mari contribuabili, de la 2.500 la 5.000 de lei pentru contribuabilii mijlocii, de la 1.000 la 2.500 de lei pentru contribuabilii mici și pentru cei nerezidenți. Din 1 iulie 2024, amendă egală cu TVA-ul înscris în factură, în cazul în care o persoană impozabilă din România care primește și înregistrează o factură emisă pe hârtie, adică ce nu a fost emisă electronic, în format e-factura.